Gustavo Malzbach, no, adesso magari quello Dodo o fotografia da come ti mi diceva sto te i bin no mai bucura sunt mi ta come la mare avere ste poze acolo ci mi ha temita sta fio dire no adesso come prima sto ce vado a fare da stai Când va veni și vremea aia, va veni, dacă vrei să vină, dar nu. Noi să fim sănătoși. Mai să fim sănătoși, că asta este bine și mai Uite, pe aici n-aveam port. Zona asta, și pe la important. Blugi. Uite, m-a crescut. Și n-am dat seama să nu se vede vreodată. Moftică pe față Sănătatea, nu crește sănătate. aici. Da. Să-mi iau ulei de la derici, nu am înțeles că e bun. Îmi dau pe aici, pe unde nu crește. Depinde. Da, așa zic și. Depinde dacă ești bun cu mine. Peste noi. Vreau să-mi fac mânuța asta, mă, că ești burei. Și eu vreau să te nepas. Dacă le mai fac și pastea, gata, mă liniștesc. Nu da, mai vreau așa. Nu, chiar nu mai fac. Nu mai întreb. E greu, Maria. De ce e ca drogul, poți să te mai oprești. E, da. Termine aia, mai vrei să mai faci în partea nu știu ce, mai nu știu cum. Nu, nu, pariu? Nu, asta. Vorbim. Dacă o fi să mai fie ceva, o să fie aici, o familie. Da? Și după aia, ce știi? Atâta, nu mai fac. Da? Nu e că e de urât și multe așa. Ce crezi? Și cum ești tu, așa e bine. Ce mai trebuie tu? Ce mai trebuie altceva? Să termin asta. Pe ce să-i mai faci? Să jos aici. Partea asta aici. Să bag ăsta într-un pergament scris ăsta aici. Da, poate. Trebuie lovit. Asta vreau eu așa, să-mi reprezinte ei. A? Scrisul. Ce? Să-l bag într-un pergament de la frumos așa. Și aici să continui povestea după mână, de care am dus așa. Dar mai întrebe vreo 20 de milioane. Vreau să-mi fac aici spartanul. Păi și cât am pe mână acum, cât e așa la bani? Da. Ăsta unde fac eu o grămadă bani. Dar asta măcar să-mi fac că le-am toată viața. Sunt cât, mult. Cât? Păi sunt portretele 6 cu 6 odată, amândouă, 12. Am dat pe gheișe 9. Și pe asta 2,5. Scrisul ăsta 2 milioane, dar nu l-am făcut la același. Ăsta a fost al doilea după primele astea, 2 litri. Ia le adunele. Alea sunt în chineze? Da, numele meu. Eram la fotbal și aveau ăia și mi-am făcut și eu. Și mi se părea prea simplu cu astea 2 aici. Numele tău e acolo? Da, tău e eu. Am făcut la traducere, nu așa după net, că erau la variante pe net. Eventual nu așa, că îi mai face ceva rost. Tu ăla trebuie să-l mai bagi, să bagi niște culori. Da. În el. Pe aici, pe aici, pe acolo. Mamă, dar te rup. Știu, mai trecut. Aici ce? Poate doare cum faci culorile? Cum dracu, iese sânge. Te șterge cu șervețul așa. Acolo sus, tot așa, trebuie colorat și ăla și bătut. Da? Tu și el. Câte zile te supoți durerea? Cât? Păi ai 10 zile care trebuie să ai ca o rană, grijă de el să-ți dai cu cremă. Da. După 10 zile, abia poți să te speli frumos, așa trebuie să eviți, să contactul cu apa, cu soarele. De-aia e nașpa vara să le faci. Iarna le mai ferești. Pui folie de-aia când ieși afară să nu urdărești bluza sau ce ai. Pui cremă să fie în permanență 10 zile. Dați cu cremă și ai. Da. Dar te doare primele zile, știi cum am. Abia puteam să dormi, nu puteam să dorm pe partea aia. E ca un copil, stai grijă de el mereu. Eu și acum când îmi fac duș, îmi dau, dau și pe el. Dar nu și-ar putea să-i mai facă ăsta. Ce să-i faci? Să-i mai faci ceva? Și ce să-i mai faci? Păi n-ai, tu n-au să-l mai bați și să-l dai niște culori, niște umbre frumoase, niște, să vadă, n-ai ce să-i mai faci, că el oricum e mare și groșat. N-ai ce să-i mai faci. Doar ai să-i mai bage cât o floricică ceva. Da, și niște, sau gen umbre, așa, că să vede și frumos, șters așa, niște umbre. Tente de 3D, ca ai și toatea prostie. Da, dar ce? Nu, vede. Ba, să ai, mă, vezi clasă. Aici unde e plin, se vede mai bine. Ba, să ai, da. Nu? Mai... Față acolo de aici. S-a mai dus tu și acolo. Nu, aici nu e. Dacă aș avea bani, no? Mă dă bani afară din casă. Aici e pe ăla vechi. Aaa. Ăla vechi, vechi. Aha. Aici nu-i bătut. Tatuaje. Ce-i bătut aici? Aha.
și coastele astea. Atât. A, înțeles. Dar asta unde e pe aici așa, asta e, nu e, asta e vechi, e ăla vechi. Aha, și a făcut niște zare, gen, nu? Da, am zis să... Nu suportă tatuajele, nici dacă așa avea bani. Să zic că ăștia sunt țepii vieții, știi? Mhm. Ce, mă? Nu suportă tatuajele. Atunci te băgam în discuții. Alea de jos sunt, gen, simbolizează pământul și în sus crește spre cer, nu? Sau cum? Ale vieții. Nu, ai vrut așa, sau cum? Ce? Jos e pământul și sus e spre cer, cum ar fi, nu? Da, mă, da. Da, mă, de aici începe viața, cum ar fi. Da, da, da. Poate și astea au... Mai cine înțelege, știi ce. Și aici să facă floricelele alea, unde e, cum ar veni binele, știi? Da. Floricelele. Raiul. Cursături. Ce? Rare. Nu, lucrurile bune care se întâmplă în viață. M-ar fi că pe astea și ăștia sunt... Greutățile, greutățile și între ele sunt... Da. Da, știu ce ești. Și asta e mare, marea dragoste. Iubirea până în moartea ne va despărți. Și moartea... Și moartea e acolo de famos, da. Așa, Nicule, că e greu. Nu, cum? Așa să te uiți și la altul, mamă, aș face și eu. Așa... Pe tine n-ai face, eu? Și aici să-mi bat spartanul ăla. Doar fața să-i o fac. A, doar fața? Păi să-l fac în picioare nu prea e. Să vede, eu de-aia ți-am doar că fața, gen cum e la gheișă la mine așa, doar fața. Da. Da, să faci cu toată mâna așa. Da, toată mâna așa. Aici să-i vină coiful. Da. Și de aici să-mi plece față. Sunt multe variante, să alegi cu aia mai potrivită și de mâna ta și de... Da, mă, să vină pe undeva până aici. Aici să-i vină gâtul, cum ar veni, știi? Da. Așa. Să-mi fac brățările alea. Și să despartă și... unde-i scris-o acolo sau cum? Ce? Brățarea când vine. Să vină așa, aici să oprească, de aici să înceapă. Păi da, zic, să despartă la scris acolo. Exact. Da. Și aici să... Gen ăla e brățară, așa. Da. Ce scrisul ăla mai trebuie să... Mai mă gândeam la o idee aici să-mi facă gen fermoar. Fermoar? Da. Și să iasă scrisul ăla de... Și aici să-mi facă fermoarul. Să cum s-ar închide sus acolo. Cum s-ar închide, da, știi? Da, așa e idee bună. Să facă zimția pe lângă scrisul. Exact. Așa, și aici să-mi fac cheița. Mașinuța aia. Da. Da, și așa e frumos. Îți dai idee că unul care face... Ca și cum astea, zi brățările, da, să închid toate trei, știi? Să fie cum ar veni, că după brățările astea e, adică în sufletul meu, cum ar veni, sufletul, e da, scrisul ăsta. Da, 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 da. Da, și scrisul trebuie, mai trebuie totodată. Da, și ăsta mai trebuie făcut. Să mi-l mai... Îți trebuie, știi ceva bănișos să-ți le faci. Și aici să-mi facă ăla ce ți-am și-o scrisul ăla. Muncește ca și cum... Da, pentru tine. Păi da, astea personale și-o le-am pe partea asta, nu trebuie să vadă toată lumea cea. Dar nu e ceva, e un mesaj. Știu, dar zic așa pentru tine, că e ceva de sufletul tău. Și nu știu ce să-i fac la asta. Nu știu, tot așa merge ceva pe lângă el sau să-ți facă ceva peste. Peste, nu. Găsești, mă, ba, să ai. Te gândești bine că le-ai toată viața, ai păi mai multe modele să alegi ce crezi tu. Că... Păi de asta zic, să strâng e bani. Hai. Și să mi le fac ca lumea, dacă mi le fac, că rămân toată viața. Păi îți dai seama, de-aia și zici eu. Aveam unul la muncă, la unde munceam aici, făcea. Dar la fel, nu, că nu făcea bine, făcea bine. Dar nu, zis că una e la salon, una e. Omul a și zis, bă, eu le fac bine. Și arătam gen, că el mai lua, s-a uitat la mine, la ăla și mai practica gen, mai făcea și el, știi? Da. Și a spus că să vede că ce e lucru de mână acasă făcute, că avea și el aparatura așa, dar una e de salon, una e de... Asta e și diferența pe pielea ta. Una este de salon, una este de tovarăș. Eu nu aveam nici bani și l-am făcut așa pe ăsta. Să fac mă astea, dar ți-am zis că mulți care nu mai fac peste tatuaj sau să, cum îi spune, să-l bată iarăși. Dacă îți face, să faci el tatuajul pe piele, normal. Păi ăsta e încep, se ștersese marginea asta. Era urât tare. Și nu aveam nici bani și ce dracu mă să-mi fac? Da. Nici să nu-l mai suportam, era aici șters, era urât. Foarte multe bani asta aici. Știu, păi da, dar eu dacă n-aveam nici bani și mi-l fac cu prietenul ăla. Hai mă, că ți-l bat eu, zice. De fapt, el avea alt prieten. Fii la mine, cât să-ți dea. Da. Mamă, cât timp ce zici, o să trage o până. Și am zis, dacă noi acum, când îi strânge bani, de-aia nu mai fac nimic, să mi le fac calm. Ce le faci acum? Te îmbraci, stai așa, ce faci? Mă îmbrac, îți dai seama. Dar nu știu ce să mă mai îmbrac. Sau răci vorbe.